Putem începe? Colegii care au ieșit, ne invităm în sală. Da. Stimați domnule Orivencu, vă mulțumesc pentru faptul că ați dat curs invitației pentru consultări pe tema procedurii de deschidere a secției de votare pentru cetățenii care se află peste hotarele țării. S-au realizat un șir de evenimente, inclusiv și hotărâri de judecată, care stabilesc un mod de reglementare a problemei respective. Mă refer la hotărârea din 17 iunie 2021 a Curții de Apel Chișinău, care a admis în parte acțiunile în contencios administrativ depuse de către anumiți concurenți electorali și a anulat în parte acte administrative normative emise de către Comisia Electorală Centrală și a făcut careva mențiuni la un aviz prealabil al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene cu numărul DC-2402-4916 din 25 mai 2021. În rest, acțiunile se resping ca fiind neîntemeiate. În situația dată, aș vrea să avem și noi o poziție clară despre modul în care am putea, după caz, executa sau având niște temei pentru venirea cu recurs împotriva hotărârii menționate. Colegii mei, convocați în ședința de aseară, au avut o serie de întrebări vis-a-vis de actele prezentate de către minister, de poziția ministerului în sensul dat, întrebări care cred că urmează astăzi să le adresăm și să primim anumite răspunsuri pentru a ști cum urmează să procedăm pentru a depăși situația creată. Și cu hotărârea asta, pentru că eu din hotărârea dată nu văd că ne obligă ceva să facem ceva. Eu înțeleg din hotărârea dată că cei ce am constituit noi peste hotare, ele nu există. Secțiile sunt desființate. Așa înțeleg eu, vreau să văd colegii, deci noi trebuie să vedem de la ce pornim noi. Dacă mă uit din primul punct, se anulează în parte actul administrativ, nu-i hotărâre motivată, eu nu știu ce în parte la ce se anulează actul administrativ cu caracter normativ. Și anume, se anulează anexa cu 139. 139 e dată la o parte, nu-i. Partea a doua, se anulează în parte actul administrativ, deci punctul 1, alineatul 3, litera L. Litera L, deci acolo este că noi am schimbat cifra 139 substituie cu 146. Deci punctul ăsta unde noi am indicat în hotărâre din 8 iunie, cifra 139 substituie cu 146, deci înseamnă că s-a anulat și acele 146 de secții. Așa o înțeleg eu. Și cerințele cu obligare au fost respinse. Deci noi a priori trebuie să ne pornim. Noi avem acum rișini din hotărârea asta, avem secții peste hotare deschise? Sau ceea ce a fost actul administrativ hotărârile din 5 iunie și cu modificări din 8 iunie, au fost anulate. Dacă au fost anulate, noi trebuie să pornim la zero. Iar de aici noi trebuie să pornim. Adică vreau să pornim la hotărârea dată, să vedem unde ne aflăm, la care etapă ne aflăm și ce facem mai departe. Dacă au rămas 146 de secții, tot ce facem mai departe. Adică asta, eu cred că de aici trebuie să pornim. Deci avem la este 146 care le-am constituit prin hotărâri din 8 sau nu le-am reieșit din hotărâri. Iar că asta e important pentru discuția de mai departe. Vreți să vă... Domn Șarban, porneți-vă rog cu microfon. Cum colegul Gafton, sub nicio formă, nu știu de ce, nu cred că trebuie să răspund Revencu. Nu, păi noi l-am invitat pe domnul Revencu, tocmai de ce, ca să discutăm, să vedem care sunt disponibilitățile dumnealui, sunt sau nu sunt mijloace, sunt sau nu persoane și așa mai departe și așa mai departe. Că chestiunea, eu nu am întrerupt pe nimeni, vă rog. Păi,
Nu, bine, atunci vorbiți doastre. Ok. Vorbiți doastre, doastre, considerați. Colegi, microfonul vă rog să accesați. Eu, stimați colegi, înțeleg că întâi trebuie să clarificăm anumite lucruri, după care să ajungem la căutarea unor soluții. Pentru mine, la moment, nu este clar cum s-a ajuns la această situație, la această situație chiar stupidă, aș spune. Eu am în fața mea două documente emise de Ministerul de Externe. Unul datat cu 4 iunie, la semnătura dumneavoastră, domnul Rinescu. Și mi-e pare rău că dumneavoastră sunteți nevoit acum să răspundeți pentru instituția pe care o reprezentați, pentru că eu am fermă convingere că nu ați contribuit dumneavoastră personal la această situație delicată. Alt document care a fost vehiculat inclusiv în instanță de judecată datează cu 25 mai, la semnătura domnului Ciocoi. Spuneți-mi, vă rog, în opinia Ministerului de Externe, care din cele două documente reprezintă aviz prealabil în sensul articolului 31 Cod Electoral? Ca să înțelegem mai departe pe baza cărui document noi discutăm și ne mișcăm înainte. Îmi pare că aici sunt câteva întrebări. Prima, care e situația la ziua de astăzi? Da? Nu, eu concret vreau să înțeleg care primul document este aviz. A doua întrebare, cu privire la aviz. Eu, da, să uităm ce scrie în potrivirea curții, ce au calificat ei. Ei au luat ca bază, document, de cât îi văd eu, documentul din 25 mai. Deci, cum să mă pronunț eu acum împotriva la cei ce au spus? Nu, eu nu vreau să dumneavoastră să dați aprecieri hotărârii curții. Eu știu ce au scris curtea. Eu am impresia că curtea a greșit. A interpretat eronat un document care nu trebuia aplicat în cazul de față, în speța noastră. Indiferent care document a luat ca bază din 25 mai, celălalt care a fost între 25 mai și 4 iunie, sau documentul din 4 iunie, toate astea reprezintă poziția Ministerului Externe în ansamblu și ele trebuie privite în ansamblu, pentru că nu este o situație care se rupe. Și în principiu abordările peste tot sunt aceleași. Eu nu văd mare deosebire sau devieri de la o abordare sau altă. Faptul că curtea a făcut trimitere la documentul din 25, acest fapt l-a făcut, acum urmează să trăim cu el. Dacă vreți să mă întrebați cum facem mai departe, haideți să vedem, să discutăm cum facem mai departe. Pentru mine, totuși, rămâne imperios necesar de a da calificarea acestor două documente. Ce este aviz și ce este o scrisoare de intenție sau o recomandare sau nici nu știu cum să o numesc. Pentru că la data de 25 mai, noi încă eram în procedura de înregistrare prealabilă, care s-a încheiat a 26 mai. Deci, nici Comisia Electorală Centrală ca organ care inițiază procedura de constituirea secțiilor de votare, nu avea o claritate asupra tabloului general, asupra hărții celor secții de votare de peste hotare. Dar Ministerul de Externe nu avea nici de cum să știe despre acest lucru. Deci eu calific acest document, a fost o scrisoare de intenții, o scrisoare una mică, curi, cum se mai cheamă el în jurisprudență, prin care dumneavoastră ați evaluat situația în ansamblu, ați descris uite, cam acestea sunt datele și noi am fi disponibili să participăm la o asemenea arhitectură. Avizul propriu-zis, eu înțeleg, totuși a fost acel care l-a ținat dumneavoastră pe data de 4 iunie, la solicitarea Comisiei Electorale Centrale la semnătura domnului Cimin, dacă nu greșesc. Deci, exact, noi, dumneavoastră, v-am transmis un aviz prealabil, așa cum se indică și în documentul din data 25 mai, că procedura de înregistrare prealabilă durează și situații se mai pot schimba. Dar esența, cum vedem noi, principiile care ar fi bine să ia în considerare,
se găsesc în corpul scrisorii propriu-zis, nu doar în lista care a fost anexată și în jurul care se duc discuții. Iar răspunsul care a fost transmis data de 4 iunie, într-adevăr, este răspuns la solicitarea de aviz la cele 162 de secții care a fost prezentată de CEC prin scrisoarea semnată de domnul președinte Cimel. Dacă nu vă supărați, pentru că eu personal n-am văzut scrisoarea prin care a fost solicitat punctul nostru de vedere prin expunerea acestui aviz din 4 iunie. Ce s-a solicitat în această scrisoare concret? S-a solicitat expunerea unui punct de vedere al Ministerului privind constituirea a unui anumit număr de secții de votare sau a, în principii generale punctul de vedere. Cred că trebuie să aducem scrisoarea dată, să o prezentăm și orice suspiciune va fi în sensul dat înlăturat. Durează câteva minute și îmi pare rău că n-ați avut timp sau posibilitatea. Nu că n-am avut timp, domn președinte, dar propriu zis, proiectul de hotărâri cu tabelul anexat la proiectul de hotărâri ni s-a prezentat nouă membrilor în dimineața zilei de 5 iunie, cu o oră înainte de ședință. Și scrisoarea prin care ați trimis-o la Ministerul de Externe, eu personal n-am văzut, nu știu, poate alți colegi, eu nu pot răspunde din numele lor. Dar la mine în poștă nu există asemenea scrisori. Eu nu știu ce ați solicitat de la Ministerul de Externe. Vă aducem avut scrisoarea, vă vedeți și dacă ei era și în actele dosarului care s-a făcut proiectul către ședința din 5 iunie, nu cred că a fost ceva arhi tainic. Deci a fost o scrisoare cu desemnarea unui număr de 162 de secții de votare, plus aceasta s-a mai venit cu încă 3 întrebări suplimentare în această scrisoare. Și atât. Și s-a cerut avizarea conform articolului 31 din codul electoral. Atât. Mă, domnul președinte, și stimați colegi, domnul Rădencu. Dacă se vorbește tot de avizul Ministerului Afacerilor Externe, în scrisoarea adresată de către dumneavoastră, domnul președinte, a fost pusă întrebarea și cu privire la existența sau inexistența acordului statelor gazdă cu privire la deschiderea secțiilor de vot în afara misiunilor diplomatice. Așa cum s-a făcut și în anul 2020, când ne s-a prezentat o listă nominală, stat, unde este acordul, unde nu este acordul, unde urmează să primim anumite clarificări. Unicul răspuns care noi l-am primit la această întrebare ar fi că doar 12 state ne-a dat acord. Până în ziua de astăzi, la două demersuri scrise a Comisiei Electorale Centrale către Minister și inclusiv întrebările adresate dumneavoastră, domnul Revencu, în două ședințe a Comisiei, noi nu am auzit nici într-un caz care state ne-au dat acordul pentru deschiderea acestor secții de vot. Pentru mine, până acum nu este clar cum noi putem să impunem poziția noastră sau cum noi putem să deschidem secții de vot dacă statul gazdă nu ne permite acest fapt. Și după cât eu înțeleg, chiar și la ziua de astăzi, din secțiile care deja s-a decis să le deschidem, avem dificultăți cu acordul pe mai multe locații. Cel puțin așa ieri mi-ați comunicat că ar fi necesar de revăzut geografia sau amplasarea că sunt dificultăți. Păi explicați-ne măcar o dată clar care state au dat acordul pentru care locații. Fiindcă eu nu mai vorbesc de prezentarea notelor verbale care ar confirma acest fapt. Noi nici în cuvinte nu știm la ziua de astăzi cine ne-a permis și cine nu ne-a permis. Ministerul iese cu o declarație care după mine este una populistă, că noi suntem capabili să deschidem 190 de secții și voi și noi bugetăm până în 150 de secții. Bani, noi cel puțin nu am primit până acum absolut niciun bănuț pentru a achita toți funcționarii electorali. Ministerul cere alocarea banilor care donații de la statul Qatar și Emiratele Arabe Unite, ceea ce contravine codul electoral. Și inclusiv asta este o intervenție în procesul electoral cu finanțarea din extern. Asta o lăs la o parte. Noi avem de angajat câteva mii de persoane peste hotare. Și cu angajarea este un alt capitol. Prin scrisoarea CEC 8/4180 din 14 iunie 2021, adresată Ministerul Afacerilor Externe,
a fost transmisă spre avizare, cum este prevăzut de articolul 31 cod electoral, lista la 1380 de persoane care se regăsesc în registrul funcționarilor electorali pentru suplinirea membrilor birourilor electorale în aceste secții de vot. La ziua de astăzi, Ministerul Afacerilor Externe nu a dat aviz la nici una din aceste persoane, nici nouă, nici Consiliului Electoral de Circumscripție. Însă, în schimb, a transmis o listă de aproximativ 600-700 de oameni către Consiliul Electoral de Circumscripție, persoane care noi nu știm cine sunt ele și de unde s-au luat, și din acea listă, cel puțin 250 de oameni nu se regăsesc în registrul funcționarilor electorale. Întrebare. De ce Ministerul Afacerilor Externe nu avizează lista propusă și de ce Ministerul Afacerilor Externe și pe care criterii propune persoane în organele electorale care nu corespund criteriilor legale? Fiindcă dacă ați insistat pe deschiderea mai multor secții, a se intervină necesitatea de formare a noi organe electorale. Subliniez, termenul de formare a organelor electorale este cel puțin 25 de zile până la lege. Acest termen a trecut deja câteva zile urmă. Noi trebuie să dăm posibilitatea partidelor politice să desemneze reprezentanți, fiindcă partidele care au fracțiuni au dreptul la membri. Conducătorul secției de vot sau biroului electoral este dreptul vostru să desemnați persoana și în rest, iarăși, trebuie să ajungem la același registru a funcționarilor electorale. Și noi avem, unu, necesitatea ca aceste persoane, conform legii, să se regăsească în registru. Doi, noi trebuie să avem acoperire financiară pentru acest fapt. Voi puteți să faceți ce vreți cu partea logistică, dar noi trebuie să achităm munca oamenilor. Și pentru mine sunt mai multe chestii incerte și neclare, anume în comportamentul Ministerului Afacerilor Externe. Pe de o parte, voi ne indicați în scrisoare că voi susțineți minimum care a fost la prezidențiale și noi acel minimum l-am deplinit, fiindcă asta este unica circunstanță aproximativ previzibilă atât pentru noi cât și pentru voi, că jumate de an în urmă noi am avut acordul de a deschide secții în aceste state cu acele locații. Asta este unica ce este previzibilă în acest proces. Doi, jumătate de an în urmă ne dați trei scrisori în care indicați că statul german nu permite deschiderea altor secții de vot decât în misiunile diplomatice. Acum voi ne dați propunere de 15 secții și în cadrul ședinței CEC dumneavoastră ne spuneți că voi explorați. Explorați asta se numește a încerca. Păi noi ori reșim din cadrul normativ și a nostru și a statului gazdă sau nu. Eu ceva nu înțeleg în toată chestia dată. Adică în documente voi ne spuneți una. De la Ministerul Finanțelor cereți alocarea de bani pentru 150 de secții, dar ieșesc cu propunerea de 190. Dar după care criterii sunt celelalte 40 de secții? Care criterii? Înregistrarea prealabilă? Nu corespunde. Participarea la vot? Nu este. Numărul de persoane aflate acolo conform datelor oficiale? Voi ne spuneți că nu aveți date veridice? Cum noi să reacționăm ca instituție? Noi nu suntem instituție subordonată politicului. Noi nu avem răspundere în fața guvernului, noi nu avem răspundere în fața politicienilor. Noi suntem instituție independentă care urmează să gestioneze acest proces. Spuneți-ne cum noi, în mod firesc, putem să reacționăm la aceste chestiuni. Când, în fapte și în cronologie, se face într-un fel, dar în public se declară altfel. Domnule Benescu, eu cred că o să încerc să fiu foarte laconic la multele. Noi deja am făcut cu dumneavoastră mai multe explicații prin surse media, am auzit diferite învinuiri. Deci haideți să fim exacti, să nu intrăm în zone. Într-adevăr, sunteți un autoritate autonomă sub control parlamentar. Toți așteaptă deciziile CEC-ului să rămână în continuare decizii neutre. Ministerul de Externe nu este factor care decide în această comisie electorală. Noi vă furnizăm informațiile pe care vreți să le acceptați, vreți să le respingeți. Noi v-am spus exact ce putem noi. Mai departe, decizia vă aparține. Cu referire la
autorizații. Haideți să nu intrăm în ridicol, pentru că noi am organizat împreună cu dumneavoastră alegerile în toamnă și cunoașteți foarte bine că aceste întrebări formale, aveți, nu aveți autorizări, spate, nu spate, cu 35 de zile înainte. Eu vă spun, referitor la Germania, noi avem o situație, ați vorbit de Germania, încerc să vă răspund. Noi trebuie să comunicăm cu cel puțin 5 săptămâni înainte adresele exacte. CEC nu aprobă, nu aprobă conform regulilor Germaniei cu cel puțin aceste 5 săptămâni adresele exacte. Cum noi putem să acționăm? Evident, noi luăm măsuri de precauție din timp. Încercăm să cerem autorizații la diferite stări. Pentru că doar Comisia Electorală Centrală aprobă localurile, regiunile, locurile, orașele, geografie exactă, unde vor fi amplasate secții de votare. Noi doar explorăm inițial și în condițiile în care suntem, solicităm permisiuni, care sunt nu toată vremea cu adresele exacte. Deci, pentru noi, tot nu este o sarcină care scrie negru pe alb, că iată, în țara cutare noi trebuie să dăm informații. Nimeni nu ascultă în alte țări că CEC are nevoie de anumite documente până la data de cutare. Pentru că în diferite sisteme federale sau alte sisteme așa, mai centralizate, există proceduri care transmit. Apropo, chiar și în Federația Rusă, noi am primit abia ieri, dacă nu greșesc eu, confirmarea pentru deschiderea sectorului de votare, care majoritatea sunt în Moscova și Petersburg. Deci, iarăși, deși este o federație, deși este toată deschiderea, dar aspectele formale durează. De ce noi vă spunem că noi avem acolo unde cunoaștem și noi cunoaștem că peste tot unde v-am spus, noi putem avea autorizare și dacă vorbim de Germania punctual, noi v-am comunicat că și în alegerile precedente vă amintiți că excepțional, din cauza pandemiei, pentru a nu pune presiune, pentru a degaja și pentru a crea condiții mai ușoare sanitare, noi am primit excepțional dreptul de a organiza și în afara secțiilor consulare sau ambasadelor. Inclusiv, dacă vă amintiți, în turul 2, secția de votare din Frankfurt, de la Consulatul General, s-a mutat într-un alt spațiu mai mare, care a fost pus la dispoziție, care a fost închiriat și pus la dispoziție. Lucrul asemănător s-a întâmplat și în München, dacă nu mi-a șală memoria. Deci, în Londra tot am schimbat adresele din considerente lesne de înțeles. Deci, situațiile astea, eu am fost foarte bucuros să lucrez împreună cu Comisia Electorală Centrală în condiții foarte grele, în condiții inedit de complicate și când s-a reușit să se găsească soluții pentru a organiza alegerile peste hotare în condiții corecte, transparent, în măsura în care au permis în acel moment cunoștințele noastre despre și aflarea cetățenilor, și geografia, și ținând cont de toate alertele de securitate antiteroriste sau unde erau conflicte armate, dar și cu unde era valul 2 al pandemiei în creștere. Acum suntem într-o situație mult mai simplă, pentru că suntem vaccinați mulți, circulăm, există posibilități. Noi nu cunoaștem care va fi prezența. Așa că, dacă pornim de la aceeași abordare cu bună credință, credeți-ne că noi avem confirmările, autorizările pentru a organiza alegerile. În acest moment, noi avem în jur de circa 20 pe hârtie. Dar întrebarea este, dacă noi rămânem pe această abordare, prima dată rămânem pe această abordare formală, atunci nu organizăm alegeri psihotare? Doamne Revincu, dumneavoastră a spus că acum situația este mai simplă. Explicați-mi de ce într-o situație complicată, dumneavoastră, dacă vreți vă aduc scrisorile, dacă ați uitat, dumneavoastră ne dați tabele exacte, 3 scrisori, unde ne indicați expres, aici e posibil, aici nu e posibil, aici așteptăm răspuns, aici nu așteptăm, aici este dificultate, aici nu, și acum când este o situație mai simplă, dumneavoastră, noi vă credem pe cuvânt. Nu pot să vă cred pe cuvânt. Fiindcă în discuții cu noi spuneți una, în hârtie spuneți altceva. Eu nu pot să vă cred pe cuvânt. Nu puteți să vă supărați, puteți să nu vă supărați. Noi vă Dar noi vă întrebăm lucruri concrete. Ați propus secții pe Rodos. După care principiu? Ce este ieșit în comun ca să deschidem secții pe Rodos? Eu nu cred că pe Rodos este mai complicat de organizat alegerile ca la Riazani.
De exemplu. De exemplu. Deci, da, dar tot se regăsește în profundul dumneavoastră, și Rezaniu, și Rodosul, și multe altele. Păi dacă indicați ceva și spuneți că v-ați expus opinie, păi da, să înțelegem. Care este opinia dumneavoastră? Nu mai puțin de 139, cum a fost atunci, pentru ele avem claritate, chiar dacă noi avem răspunsuri, dar cel puțin în închipul după principiul care l-ați spus, că acolo am avut rezultat. Rezultate bune, frumoase, și de la 139 să încercăm să mergem în sus. Sau, dumneavoastră spuneți că puteți face orice și 190 de secții sunt necesare și realizabile. Numărul secțiilor și geografia lor o decide Comisia Electorală Centrală. Pe mine, dacă mă întrebați, eu o să revin la una din mesajele noastre, unde noi vă indicăm că pragul de jos ține, de fapt, de Comisia Electorală Centrală. Vrea Comisia să aplice un prag de jos sau nu vrea? Dacă aplică un prag de jos, care ține cont și de înregistrările prealabile, și de votul precedent, și de oricare alte criterii de care cunoaște Comisia Electorală Centrală, este decizia doar a Comisiei Electorale Centrale, nu a Ministerului Externe. Noi v-am dat disponibilitățile pe care le-au ambasadele, cum au văzut, și v-am transmis că dacă mergem pe această schemă, noi putem să organizăm în acest volum. Mai departe, deci, dar haideți să nu substituim înțelesul. Noi am pornit discuția și în mesajele noastre, este că de la 139 în sus, ținând cont de presiunile care au fost acolo unde s-a votat 5.000, eu cred că o să mă repet câte oară și noi spuneți foarte bine, unde au fost 5.000, acolo au fost cozi dimineață, la orele 6 când veneau funcționari electorali, deja erau cozi. Acolo unde s-a prelungit lucrul secției de votare, acolo unde s-au închis mai devreme, e clar că acolo a fost 5.000. Și presiunea, și asta vorbește despre presiunea care era acolo. Și acolo trebuie certitudine de mărit numărul de secții de votare. Dacă se dorește, din contul altor secții, cum doriți. Al doilea lucru este, noi v-am indicat în mesajul nostru, un lucru de care trebuie să fim toți conștienți. Și sunteți dumneavoastră foarte bine conștient de faptul că același număr de oameni în secțiile de votare din Moldova și de peste hotare, de maximal, da, care pot fi într-un birou de 12 persoane. Aceste persoane, spre deosebire de funcționari din țară, trebuie să scrie manual fiecare membru, fiecare alegător, datele din buletin. În Chișinău, în Moldova, ele sunt pretipărite și doar se semnează. Respectiv, volumul de lucru, concentrarea, etc. pe parcursul zilei este diferită la cei care sunt peste hotare și presiunile care le au ei. Deci eu am recomandat să luați în calcul, dacă este de cuvință, având în vedere că nu este posibil de mărit numărul de funcționari electorali, poate este cazul și acolo unde s-a votat în circa 3.000 de oameni, de dublat numărul secțiilor. În rest, ați văzut, când noi am început să ne pronunțăm, era clar că merge tendința în sus cu înregistrarea prealabilă. E din credere înregistrarea prealabilă, nu e din credere, este în codul electoral. Ne place, nu ne place. Ce arată? Arată o anumită tendință, arată o anumită prezență, dar voluntară, care nu neapărat, să spunem, vorbește despre exact numărul de oameni și de moldoveni care se află acolo. Acum, cu criteriul de moldoveni care se află în diferite țări. Noi suntem în secolul 21 și noi cunoaștem foarte bine populația noastră, care, spre deosebire de situații din anii 90, poate circula liber într-o mulțime de țări. Mai mult ca atât, având în vedere că este o mare migrație economică, lumea călătorește și cu a doua cetățenie. Respectiv, în țările unde ei sunt regularizați, avem situații când oamenii sunt documentați cu acte ale altor stări. Deci lucrurile astea noi nu le putem cunoaște și dacă este vreo altă autoritate în țară care cunoaște aceste lucruri, eu aș fi bucuros să le cunosc. Și cunosc aceste date. Noi v-am dat informația de care noi dispunem. Și din partea noastră ne-am dat dovadă de toată deschiderea. Acum, dacă ne întoarcem și discutăm despre cei ce a fost până la data de 5, 6, 7 iunie, când s-au adoptat listele 139-146, noi departe nu o să ajungem, pentru că în ceea ce eu înțeleg în ziua de astăzi, noi avem o problemă de a constata. Sunt astăzi secții de votare sau nu? Și dacă ele nu sunt, pe noi ne interesează când și cum intenționează Comisia Electorală Centrală să soluționeze această problemă.
Dacă îmi permiteți și mie, stimați colegi, știți, eu și aseară și astăzi am solicitat ca să ne întâlnim cu domnul Reve. Aici sau în altă parte, dar e bine că dumneavoastră a dat curs invitației noastre. Noi suntem acum în fața unei dileme și am discutat și ei. Fie atacăm cu recurs această hotărâre, care ne place sau nu ne place, este așa cum este. Și după hotărârea Curții Supreme, procedăm în consecință sau pornim acum procesul de revizuire a hotărârilor noastre. În înțelegerea mea, și v-am spus acest lucru, eu consider că prin hotărârea instanței de apel sunt anulate, practic, toate secțiile de votare. Și varianta inițială, 139, e scris clar în această hotărâre că se anulează anexa și modificările pe care le-am făcut noi și am ajuns la 146, fiindcă iarăși se invocă acel punct 3, litera L, în care se anulează sintagma 146, care înlocuiește 139. Este niște chestiuni tehnice, și care ne aud, poate nu înțeleg, dar asta e situația. Eu, așa cum văd, noi astăzi nu avem secții de votare. Prin hotărârea respectivă a instanței de apel, noi nu avem secții de votare. Da, instanța nu ne obligă, poate și în virtutea hotărârii sau încheierii care a dat-o Curtea Constituțională, fiindcă acesta este un act nu individual, dar normativ, de aceea instanța și nu putea să ne oblige să facem cu tare sau cu tare sau cu tare, dar ne obligă codul electoral și ne obligă situația de facto care s-a creat. În acest sens, și încă unul, deci noi putem acum să avem suficiente întrebări și pretenții față de partenerii noștri, inclusiv Ministerul de Externe. La rândul său, Ministerul de Externe poate și cred că are suficiente întrebări față de noi și noi, la rândul nostru, cei nouă membri ai Comisiei, avem suficiente întrebări despre procedura care a fost anul acesta în comparație cu anul trecut. Noi anul trecut ne-am întâlnit, cred că cel puțin, ne-am întâlnit fie aici, fie la minister și am discutat diverse scenarii, începând cu 262, dacă eu mi-aduc bine aminte, și am ajuns la numărul la care am ajuns. Anul ăsta n-a fost. E și vina mea, e și vina altor colegi care cred că își vor asuma această situație. Dar acum noi suntem puși, repet, în fața unei dileme. Ce facem mai departe? Contestăm, este o anumită perioadă de timp până vom formula, vom primi întâi hotărârea motivată, vom formula un recurs motivat și Curtea Supremă de Justiție are un anumit termen în care trebuie să se pronunțe. Și ar fi normal și logic, fiindcă practica existentă a Comisiei Electorale Centrale de până acum, așa cum au confirmat și colegii care au nu un singur mandat în Comisie, a fost orice hotărâri se contestau până la o hotărâre definitivă și irevocabilă. Asta în situații normale. Noi acum nu ne aflăm într-o situație normală. Sunt depășite termenele de constituire a secțiilor de votare, a birourilor electorale ale secției de votare. De aceea, în viziunea mea, și eu consider că ar fi o pierdere de timp dacă noi vom insista pe această poziție. Și ca să luăm astăzi o decizie, când ne vom întruni în ședință astăzi sau când va fi ședință, noi trebuie să avem aceste date. Și iată aici, domnul Revencu, eu vreau să-mi comunicați răspunsuri la trei întrebări de macro. Nu detaliile astea, care noi putem cu detaliile astea să discutăm. Îs bine atâtea în Rusia, îs bine atâtea în Italia și așa mai departe, în România și mai departe. Dar spuneți-mi, vă rog, iată, noi mijloace financiare acum avem pentru aceste 190 sau 191 cifra diferă din varii motive.
Pentru 190-191 secții de votare, noi avem personal din cadrul Ministerului pentru a asigura funcționalitatea sau președinția birourilor electorale, așa cum ne cere codul electoral? Și deci, și ca să finisez gândul. Și avem astăzi infrastructura convenită, coordonată cu autoritățile locale din țările de reședință a ambasadelor noastre, ca să putem lua la patru sau când ne vom întâlni o hotărâre în acest sens. Dacă dumneavoastră ne spuneți afirmativ, așa cum de altfel, în presă apar diverse afirmații, și ale dumneavoastră, și ale domnului ministru, dumnealui și prim-ministru interimar, și ar fi bine ca să știm lucrurile astea, fiindcă ar fi o soluție ideală. Noi acum spunem 190, nu știu dacă se va întruni o asemenea majoritate. Și dumneavoastră mâine veniți și spuneți că nu avem bani, că nu avem personal, că nu avem infrastructură. O să fie bine asta față de dumneavoastră? Cred că nu. De aceea noi astăzi trebuie să... Eu, cel puțin, nu subscriu pentru colegii mei. Eu vreau să știu răspunsuri la aceste întrebări, fiindcă în presă sunt multe afirmații, dar de aceea și-am insistat ca să ne întâlnim cu dumneavoastră și după aceea eu o să mă dumiresc ce să fac mai departe. Vă mulțumesc! Mă interesează să știu cu certitudine, deci pentru ce trebuie, pentru cât secții să mă apreciez. Sus aveți în tabel, deci la 150, prima sumă, asta sunt indemnizațiile care din contul nostru, jos merge Ministerul Afacerilor Externe. Cum v-ați declarat că vă asumați? Merg sumele. Deci pentru 150 de secții, 7.585.64, adică sunt calculele care au fost ajustate la situația din 2020. Asta vă interesează. Pentru câte secții, deci vă asumați și aveți certitudine că sunt sumele astea, este un sold pozitiv și ele pot fi asigurate. Și a doilea, deci câte persoane din cadrul Ministerului de Externe, deci puteți delega ca președinți de BES-uri. Noi trebuie să luăm de registru funcționari electorali. Dacă nu avem de registru funcționari electorali, noi trebuie să instruim. Iarăși, fără președință, putem deschide un birou electoral în secție de votare. Pentru mine sunt întrebări importante și esențiale. Și cum a spus colegul Șarban, trebuie să fie prezibilitate, nu atât, că oricum o să ne, cum spune, o să fim răi. Prezibilitatea trebuie să fie pentru alegători, că el să știe, că de data de 11 iulie, el are certitudine că secția o să funcționează și o să margă. Și nu o să întâmple, nu-i vina nici a noastră, nici Ministerul de Externe, cum s-a întâmplat în 2019 la parlamentari când statul canadian a refuzat din motivul că avem acel sistem mixt. Și câteva secții de votare care au fost închise. E ca asta, pentru că alegător, pentru mine e important, alegătorul știe că am deschis atâtea și el către 11 iulie își poate planifica că o să margă acolo. Să nu spomenească cu o săptămână înainte, noi spunem că ne scuzați, dar nu putem deschide. Stimați colegi, dacă nu vă supărați, eu încă sunt stare să adresez întrebări. Eu vă mulțumesc pentru precizările care le faceți. Poate sunt foarte bune. Da. Eu am adresat, așa cum ați adresat și dumneavoastră, niște întrebări. Domnul ministru răspunde, haideți să nu intervenim atunci când nu se cere. Eu când o să am nevoie ca să mă completați sau să mă ajutați, eu o să solicit ajutorul dumneavoastră. Colegi, pierdem timp. Păi, vă rog, eu am adresat niște întrebări și vă rog, nu interveniți în procesul ăsta. Eu sunt drept să aud și eu răspunsurile domnului Revencu. Dați posibilitatea domnului Revencu să se răspundă. Vă rog să... Și eu pot să vă confirm și vă transmit astăzi scrisoarea până la orele 4, da? Cu adresele exacte ale tuturor birourilor electorale care au fost convenite, agreate, primite, închiriate. Până în, acum sunt toate, ieri mai erau câteva lucruri neclare, pentru o listă de 146, în baza căreia noi am lucrat.
Avem, de asemenea, pentru președinți de birouri, cum v-am scris într-o scrisoare, în toamnă au fost 113 din partea Ministerului și restul au fost din diasporă, dar capacitățile noastre, dacă este necesar și se insistă din partea Comisiei Electorale Centrale să fie doar președinți din partea Ministerului de Externe și misiunilor noastre diplomatice, noi am transmis un mesaj unde am indicat cifrele exacte. Dacă nu mă înșală la memorie, noi vorbim de un total de plus minus 240 de persoane, inclusiv din cadrul aparatului central. Da, plus încă 60 sau 80 din aparatul central. Deci, de asta spun, în jur de 240-260 de persoane, inclusiv aparatul central, numărul total. Dacă îmi permiteți, domnule Vinhă, la subiectul ăsta, ca să noi mai revenim. Noi nu că insistăm asupra calității de președinți, fie persoane competente. Este în interesul, cred că, a misiunilor diplomatice care au sarcina să organizeze secțiile votare din țările respective. Pentru că persoanele date urmează a fi persoane responsabile, inclusiv material. Cine va purta răspundere pentru eventuala pierderea unui sac cu buletinul de vot, de exemplu? Sau pentru pierderea sau deteriorarea a tehnicii de calcul? Deci este mai degrabă o sugestie din partea noastră ca să aveți persoane competente, material responsabile și responsabile din punct de vedere juridic. Mulțumesc pentru precizare, atunci eu trebuie să fac această precizare încă o dată. Să înțeleg corect că asta este o recomandare generală a Comisiei Electorale Centrale ca noi să ne aplicăm în prioritate și de dorit exclusiv asupra includerii în calitate de președinți a membrilor serviciului diplomatic. Potem? Asta este prevedere din cod. Accentul se pune pe funcționarii misiunilor diplomatice. Exact. Conducătorul misiunii diplomatice este responsabil pentru desemnarea conducătorului secției de vot. De ce? Înțelegeți foarte bine. Poștă diplomatică, responsabilități, unica persoană care în caz de ceva poate fi atrasă la răspundere pentru eventuale abuzuri, persoană care nu dispare în ziua votării sau după și așa mai departe. Adică sunt chestii legate de securitatea procesului electoral. Și este firesc că președintele biroului trebuie să fie un colaborator a misiunii diplomatice. Sau a ministerului. Sau acolo mai este și virgulă. Deci eu de asta și întreb. Dacă Comisia Electorală Centrală de această dată insistă cu precădere asupra personalului din ambasade, deci eu înțeleg corect, data aceasta noi trebuie să avem președinți numai din minister și numai din ambasade. Corect am înțeles? Asta este recomandarea. Eu nu știu despre ce vorbim. Practica asta de atâtea ori a fost, de câte ori am avut alegeri peste hotare și în afară misiunilor diplomatice. În 2009 încoace. Cu excepția anul trecut, dar derogările acestea nu au fost coordonate cu noi. Deci v-ați asumat cumva riscul ăsta pe seama dumneavoastră. Deci acum eu înțeleg corect că avem recomandarea din partea nu a doar a unui membru sau a doi membri de Comisia Electorală Centrală, dar asta este recomandare existente a Comisiei Electorale Centrale să ne aplicăm cu precădere asupra președinților care să fie desemnați din rândul personalului ambasadelor și Ministerul de Externe. Corect? Stabilește în cazul când noi, deci din rezervă funcționarul electoral. Dar rezervă și noi trebuie să o facem. Dacă noi avem o rezervă, noi trebuie să instruim. Domnul Rivencu, aveți și alte răspunsuri pentru întrebările domnului Șorban?
Da, scuzați. Se repet la început tot ce am spus? Deci, eu reconfirm că până la ora de 4 o să vă dau toate confirmările care țin de cele 146 de secții de votare cu privire la adresele exacte, lista birourilor electorale ale sectorului, inclusiv președinții care au, sunt recomandați. O să ne pronunțăm asupra listelor care le-ați trimis și cu finanțarea, acoperire financiară de care ministerul dispune și ar putea să acopere. De asemenea, cum spuneam, pentru a ști care este capacitatea și pregătirea pentru număr mai mare de secții, exact, avem nevoie de niște timp. Pentru ca să putem verifica din nou cu ambasadele, să știm exact, putem conta pe sediile care au fost preconizate inițial sau nu putem conta pe ele mai mult. Coste sau nu coste de data asta, comparativ cu ceea ce a fost preconizat inițial. Membrii biroului electoral care erau sau președinți care erau preconizați anterior, sunt disponibili sau este nevoie de altceva. Trebuie lucrurile astea de reverificat. În aceeași măsură, dacă se schimbă geografia, în cazul nostru se va schimba probabil și probabil ar putea să se schimbe și costurile pentru livrare și pentru consumabile. Să spunem, vedem în ce măsură va fi impact și cât de mare ar putea să fie acest impact. Eu nu pot să vă dau acum răspuns exact, dar consultările cu ambasadele deja le-am pornit, să înțelegem unde suntem. Dar și din partea dumneavoastră aș vrea să am niște indicii încotro să mergem noi cu căutările. Are rost să facem aceste verificări suplimentare? Nu are rost să le facem suplimentare? Doamne, cu dumneavoastră la cuestiunea anterioară ați menționat faptul despre problemele care au fost acolo unde s-au epuizat buletinii. Prin a două hotărâri, prin care parțial noi am mărit numărul secțiilor, parțial am exclus din anumite state secții și am deschis în altă parte, problemele în aceste locații au fost rezolvate. Absolut pentru toate a fost rezolvat cu deschiderea secțiilor suplimentare. Undeva cu schimbarea geografiei, undeva cu mărirea numărul secțiilor. Adică problemele esențiale care au fost, de fapt au fost soluționate. Acum noi avem o hotărâre care niciun jurist normal la ziua de astăzi nu știe care este esența acesteia și cum ea se execută. Însă Ministerul Afacerilor Externe are calitate de terță persoană în acest litigiu și urmând ulterior să implementeze de rând cu noi și să execute o asemenea hotărâre în cazul în care ea rămâne necontestată sau menținută de Curtea Supremă de Justiție. Întrebarea mea este simplă. Cum vede Ministerul Afacerilor Externe executarea acesteia? Fiindcă am văzut un interviu de-a dumneavoastră de ieri, dar eu consider că presa manipulatoriu a utilizat cele declarate de către dumneavoastră, cel puțin au fost surse medie. În titlu se indică că Ministerul Afacerilor Externe consideră că CEC trebuie să mărească numărul. Când citesc poziția, se vorbește despre ajustarea geografiei. Spuneți-ne, vă rog frumos, în scopul executării hotărârii Curții de Apel, poziția MAEU este de mărirea numărului secțiilor de votare, dacă da, până la ce număr și care este geografia propusă de către voi, sau este suficientă ajustarea anumitor puncte geografice reieșind de numărul care este la ziua de astăzi? Asta este prima întrebare. Noi nu suntem la dezbatere publice și eu nu pot să-mi amintesc la care interviu eu am încercat să fiu cât mai rezervat în a da comentarii publice. Dar probabil, dacă vă referiți la un titlu de ieri, ar putea să facă referință la o participare la una din emisiunile care a participat la radio. Radio Moldova. Cel puțin asta a fost într-o seară, eu mă amintesc, una din rarele, să spunem așa, intervenții.
Și atunci, dar atunci era situația înainte de decizia. Nu, eu n-am vorbit cu presa, eu personal nu am vorbit în public pe acest caz, nu-mi amintesc, eu o să fi dat un comentariu, nici ieri, nici astăzi. Pentru că ieri noi nu am cunoscut textul, ca să ne putem pronunța, deci respectiv noi nu avem și vorbim pe substanță, atât timp cât noi nu vedem hotărârea. Și într-al doilea rând, chiar și această hotărâre, vă dau bună dreptate, fără parte motivantă, este greu de interpretat. Sau de înțeles, nu știu, pentru acum sau pentru viitor, dar ar fi fost bine să fie mai clar. Și nu știu dacă are relevanță discuția care am avut-o noi și răspunsul la întrebările punctuale care erau înainte de această hotărâre de curții de apel. Și în acea, în parametrii care eram noi atunci, acele opinii care le-am formulat erau relevante. În ziua de astăzi, noi suntem într-o situație cu totul nouă. Dacă eu înțeleg, noi suntem acum în situația că suntem de la zero și trebuie să pornim de la zero. Și dacă este discuția pornește de la zero, păi atunci haideți să înțelegem care sunt criteriile care au stat la bază la lista de 139, 146, 162 și așa mai departe, și ce anume, care este contribuția pe care o așteptați la Ministerul de Externe pentru a lua o decizie care să împace toată lumea. Eu am așteptat să iau și eu cuvânt. Am întrebat. Eu totuși nu consider că noi suntem la etapa zero. Hotărârea Curții de Apel spune că hotărârea CEC se anulează în partea ce contravine pretinsului aviz cu privire la 190 de secții. Adică ei nu au anulat la zero și nu au dus la zero stare de fapt. După mine, poate fi anulat doar partea ce nu ar corespunde cu avizul vostru. Dar asta este altă chestiune. Și dumneavoastră așa și nu mi-ați răspuns la întrebarea ce este cu cele 250 de persoane propuse de MAIE, care nu se regăsesc în registrul funcționarilor electorali și de ce până în ziua de astăzi noi nu avem avizul dumneavoastră cu privire la 1380 de persoane propuse pentru suplinirea organelor electorale. Până la orele 4 veți primi răspunsul exact și la această întrebare cu 1300 de funcționari electorali și cu candidaturile care au fost propuse pentru membrii în birourile electorale, cu clarificările necesare. Care e nevoie să fie instruiți, care nu e nevoie să fie instruiți și o să vedem. Păi nu, care e nevoie? Legea spune altfel. CEC vă propune lista funcționarilor și voi spuneți, față de acestea sunt obiecții care sunt reglementate de lege, față de acestea nu sunt. Legea nu spune că mai eu de persoane pentru organele electorale, cu excepția conducătorilor misiunilor diplomatice. Pe aceștia i-ați dat. Aceștia e dreptul discreționar a dumneavoastră. Și eu vreau să înțeleg de unde la noi se iau propuneri de persoane care noi nu știm cine sunt ei și ce cu viața lor și de unde s-au luat. Domnule Bădinschi, până la orele 4 veți primi toate clarificările la aceste întrebări. Dacă îmi permiteți să mă expun, pentru că la 12 avem o ședință cu de platformă. Eu înțeleg hotărârea Curții de Apel în felul său, sau în felul meu, cu referința la faptul că nu au fost anulate acele hotărâri ale noastre vis-a-vis de anexă și punctul 1 din hotărârea numărul 4966, dar au fost anulate în parte în care ele sunt mai mici de un număr de 190 de secții de votare în străinătate indicate în aviz. Se creează impresia că urmează să ne aliniem la o listă stabilită în avizul prealabil din 25 mai 2021 și să vedem care secții de votare sunt valabile și care nu, dacă vorbim despre executarea propriu-zisă a hotărârii date. Fiindcă nu degeaba se face trimitere în hotărâre de judecată, straniu, dar se face trimitere la un aviz care conține în sine atât plan informativ cât și un număr de secții de votare, drept că acolo sunt 192 de secții de votare, după cât ținem minte în avizul celălalt. Ceea ce înseamnă, stimați colegi, că există secții de votare, în măsura în care ele nu contravin, deci nu, într-un număr mai mic de 190. Plus la asta avem și o hotărâre a
CC38, care formează birourile electorale, care le forma deja. Deci în plan juridic, în plan formal, ele există, aceste chestiuni, doar trebuie să știm cum să apreciem, scoreportăm numărul de 190 cu un număr numai mic decât acest număr. Cred că trebuie să venim cu cercetare paralelă a acelor cifre, secții care se regăseau în hotărârile noastre din 5 și 8 iunie și să le raportăm la avizul din 190 și să vedem care rămân și care nu rămân. Cred că, după mine, acesta ar fi exercițiul de bază asupra căruia trebuie să ne plecăm în prezent. Așa gândesc eu. Domnul președinte, dacă acceptăm punctul dumneavoastră de vedere, eu am înțeles argumentele, am înțeles rațiunile la care ați reieșit. Și dacă acceptăm ambiguitatea asta din hotărârea curții de apel, înseamnă că chiar și 189 de secții, suplinirea de la 146 a numărului total până la 189, tot va fi în contradicție cu avizul, așa numitul aviz, pentru că așa și n-am înțeles, e aviz sau e scrisoare doar de recomandare. Acum, domnul secretar general a afirmat și eu vreau să dumneavoastră să reconfirme, dacă eu corect am înțeles, că chiar și această listă emisă la 25 mai, cu titlul de recomandare, ea oricum nu este actuală, având în vedere că urmează iarăși verificată cu ambasadele dacă sunt disponibilități de a deschide acolo secții votare. Dacă avem sau nu localuri. Și e corect, am înțeles. Eu înțeleg că noi trebuie să vă dăm un răspunsuri exact care țin de capacitățile noastre la ziua de astăzi de a sublini sau de a asigura funcționarea altor un număr plus minus 50 da. De secții de votare în mai multe țări. Noi am lucrat ultimele timp, zile, săptămâni pentru aceste 146 liste. Deci este firesc că informațiile cu celelalte secții de votare potențiale sau care au rămas sau care nu au fost aprobate, noi nu am lucrat cu ele. Și informațiile la ziua de astăzi nu sunt actualizate. De ce noi avem nevoie de puțin timp pentru a vă răspunde exact la întrebări. Am înțeles. Cer scuze, dar haideți să mergem pe câteva exemple punctual ca să înțelegem care e gravitatea situației. De exemplu, Casiu. În acel aviz exista Casiu. El astăzi este imposibil de realizat această locație, pentru că, din câte știu, ambasada v-a comunicat că poliția locală nu permite. Există o interdicție expresă a autorităților locale. Deci noi îl constituim acolo sau nu? Sau, de exemplu, Seulul. Cum a apărut Seulul în această listă? Nu știu. Noi nici ambasadă nu am întrebat că nu avem acolo. Domnul Valentin. La Federația Rusă. Noi urmează să suplinim până la 23 secții de votare. Domnul Valentin, ca să nu intrăm în zona de speculații. De ce și vă spun? Noi trebuie să avem nevoie de timp suplimentar ca să vă spunem. Dacă noi, suplimentar la cele 146, la ziua de astăzi, sau de luni, mai bine spus, vom fi capabili să organizăm toate procesele, inclusiv cu identificarea persoanelor, cu adreselor, să putem organiza, pentru că lucrurile nu sunt atât de simple, nu se cunoaște foarte bine, că logistica nu este atât de simplă pentru acest exercițiu. Așa că dați-ne niște timp și noi, la sfârșit, o să vă spunem. Dacă ne rugați să reverificăm toată lista noastră, e una. Dacă vreți să verificăm suplimentar și altceva care nu se regăsește în lista asta, spuneți-ne că noi să avem timp să încercăm să verificăm până în timpul cât mai rapid. Stimați colegi, noi avem 2 ore timp să decidem, contestăm sau nu contestăm această hotărâre. Codul electoral operează cu 24 de ore de momentul pronunțării. Eu înțeleg că la ziua de astăzi noi nu avem nicio claritate, nici din partea colegilor de la MAIE, și noi nu avem nicio claritate cum se execută această hotărâre, prin simplu considerăm că cerințele cu privire la obligarea CEP de a face altceva au fost respinse. Și nu noi suntem vinoveți în calificarea actului ca fiind act caracter normativ. Actul caracter normativ se verifică doar prin prisma legalității. El a fost bazat pe codul electoral și pe criteriile din cod. Numărul asta ține de oportunitate și dreptul discreționar a autorității. Și atunci eu nu înțeleg
cum se execută această hotărâre. Pur și simplu, eu nu înțeleg. Fiindcă ceea ce spune presa că trebuie CEC să deschidă 190 secții, eu n-am văzut o asemenea obligație. Acest capăt de cer a fost respins. Și atunci ce executăm noi? Ce execut colegii? Eu nu știu cum eu o să execut, sincer vă spun. Să admitem că noi deschidem 190 de secții. În ce temei Consiliul Electoral a deschidă noi organele electorale dacă termenul de constituire a lor a expirat? Noi lipsim partidele de dreptul de a desemna membri în birouri? Eu vă spun sincer, mie îmi pare că cineva vrea să ducă la invalidarea legilor cu asemenea acțiuni. Dacă acesta este scopul, să iasă polițienii și să o spună în public, că asta este scopul lor final. Altfel, procesul electoral nu poate fi făcut iluzoriu. El trebuie să fie un proces determinat, legal și previzibil. Atât pentru noi ca autorități care organizăm acest proces, cât și pentru cetățean. Cetățeanul trebuie să știe exact unde vine și cine organizează legile. Că prin practica din anul 2020, formarea birourilor electorale, hotărârile privind formarea birourilor electorale, la fel a fost catalogat de Curtea Supremă Justiției ca cu caracter normativ. Și închipuiți-vă situația că noi aprobăm și cineva contestă o asemenea hotărâre, dar dacă ea cu caracter normativ poate fi contestat de oricine, ce facem noi? După mine, unica cale este să obținem un document definitiv și irrevocabil. Vrea să spună sistemul judecătoresc că așa este corect, nicio problemă, să execute. Să ne dea explicare clară cum se execută o asemenea hotărâre. Am să fiu bucuros să execut un asemenea document, dar să avem claritate cum el se execută. Până la ora aceasta, noi nu avem hotărâre motivată de la Curtea de Apel. Colegii noștri din Direcția Juridică Apelează Grefiera au spus că după ce ori trece 24 de ore, noi îți dăm hotărâre motivată. Asta cum? Explicați-mi, oamenii, asta cum? Adică la ora 8 dimineața ne spune că până la 10 ani să avem hotărâre motivată, măcar să avem o claritate, dar acum ne spune că nu, după ce au să treacă 24 de ore. Adică cei de la apel vor să vadă să fie contestat sau nu și în dependență de asta să înțeleagă cum să motiveze. Asta este o chestie anormală și eu după cât înțeleg, nu revin că voi tot nu înțelegeți cum se execută o asemenea hotărâre. Și în cadrul comisiei noi nu înțelegem. Cineva consideră că noi nu mai avem secții, cineva consideră că noi avem secții, cineva consideră că trebuie să fie mărit numărul, dar până la cât noi nu știm. Și domnul Volintier are absolută dreptate când spune că orice cifră mai mică de 190 indicată în hotărâre ar fi ilegală. Dar nou mai eu ne-a scris de 191 sau 192. La care document atunci face referire instanța, eu nu înțeleg. Dar cele 191, asta nu a fost rezultatul solicitării noastre? Adică nu a fost un aviz la propunerile noastre? Și atunci, despre ce aviz noi vorbim? Pur și simplu, punem întrebări logice. Adică, mai eu ne spune că minimum care a fost anul trecut, asta este minimul necesar, noi îl îndeplinim, scoatem problemele care au fost cu secțiile unde s-a ajuns la epuizare, mergem în întâmpinarea cetățenilor și la urmă deschideți și deschideți. Dar cum se gestionează acest proces? Și noi tot vorbim. Dumneavoastră acoperiți partea logistică. Noi pe ce să achităm acești oameni? Problemele financiare urmează să fie discutate cu domnul prim-ministru. Imediat după data de 20 iunie, când vom forma deja și o concepție clară despre necesitățile suplimentare de bani. Deja am stabilit acest lucru și avem și o scrisoare în sensul dat. Și din cât am înțeles, vor fi alocate toate necesitățile respective. Noi am făcut un calcul preventiv despre cât am putea solicita. Cred că vorbim de vreo 103-105 milioane de lei. Dar de ce ați înțeles dumneavoastră? Hotărârea de guvern semnată de domnul prim-ministru Ciocoi ne indică mor cert în punctul 2. Acestea solicită CEC reevaluarea devizului în scopul diminuării acestea. Asta este indicat în hotărârea de guvern semnată de domnul prim-ministru. Este adevărat ce spuneți,
Eu mă refer la estimările noastre care sunt aproape spre sfârșit despre banii reali care urmează fi cheltuiți în această. Estimările noastre reieșau din 150 de secții. Exact. Care noi nu avem acoperit. Exact. Dar, dacă să vorbim de o cifră mai mare, noi, aceea ce inițial s-a estimat și de noi și de extern, nu este acoperit. Și dacă vorbim de o cifră mai mare, pe cine bazăm noi? Pe emoții? Și la ziua de azi avem niște economii făcute chiar din bugetul alocat pentru CEC. Eu vreau să vă raportez o economie de 1,38 milioane de lei. Mai avem și anulate două licitații care urmează să fie puse în discuție ce facem cu acești bani, care se cifrează la 7,5 milioane lei. Dar banii sunt destinați pentru utilajul necesar pentru secțiile de vot. Pentru că votatorii care să concretizați. Nu va afecta asta procesul în sine electoral? Ca să nu avem pe urmă surprize. La ce vă referiți? La ce achiziții vă referiți? Deci am demarat două achiziții care am înțeles că nu vor fi executate pentru timpul anunțat pentru alegerile anticipate. Și urmarea a analizei ofertelor date, eu rog un pic de liniște. Deci s-a dus la anularea acestor deci licitații, unde banii au rămas acum în contul nostru. Și eu înțeles, dar despre ce este vorba? Achiziția aceea, a echipamente, a servicii, a mărfuri. În sfârșit, după 5-6 ani de zile, noi nu am putut să obținem bani pentru nouă tehnică, computatoare care sunt necesare pentru fiecare secție de vot, unde trebuie să fie câte două. Da. Ca să putem să lucrăm, să verificăm alegătorul, așa, a votat multiplu, nu el, nu el. Și maximum ce am putut să obținem noi prin legea bugetului, asta e 8,5 milioane lei pentru achiziționarea de hard disk-uri noi și baterii pentru prelungirea vieții acestor computatoare. Adică noi acum am să renunțăm la acel bani și supunem riscul în securitate informațională. Colegi, în general, fiindcă dacă nouă nu ne dă bani pentru alegere, atunci pentru echipament, eu nu știu de unde să ne dai bani suplimentari. Bine, nimeni n-a hotărât soarta lor până la sfârșit. Noi vom discuta în ziua de sâmbătă soarta acestor bani. Doar v-am spus că pe moment care sunt economiile. Eu încerc scuze de la domnul, de la dumneavoastră colegi și la domnul secretar general. La ora 12:00 este anunțată participarea la o platformă, deci cu participarea partenerilor străini și mă voi retrage, dar dumneavoastră vă rog să continuați discuțiile. Odată și domnul Revencu a menționat că a să ne răspund în scris la întrebările până la orele 16, nu știu dacă are sens să le reținem pe dumnealui. Important e să înțelegem ce solicităm de la Ministerul de Externe. Răspunsul la ce o să fie oferit? Eu corect înțeleg? Dacă permiteți și mie, din hotărârea asta care toți am citit-o și fiecare înțelege în felul lui, eu înțeleg în felul următor. Curtea nouă ne spune clar, în condițiile în care Ministerul de Externe vă vine și vă spune că aveți cheii pasă sigură 190 de secții de votare și voi deschideți 139 sau 146, această soluție, în opinia curții, este ilegală. Deci, curtea s-a pronunțat asupra actelor noastre că ele sunt ilegale în raport cu propunerile Ministerului. Înțeleg că cifra de 190 propusă inițial nu este acel aviz furnizat de Minister. A fost o cifră până se închide procedura de înregistrare prealabilă, a fost o cifră, zicem așa, de disponibilitate integrală a sistemului diplomatic moldovenesc, cât îi pot maxim să asigure. Din declarațiile astăzi am înțeles că domnul Revencu urmează să-și revizuiască această listă și să vină cu un aviz strict aferent legat de zonele care îi poate să le acopere și zonele cu probleme care au fost la ultimul scrutin. În condițiile date, propunerea mea este că noi să uităm de cele două hotărâri care au fost votate și au fost recunoscute ilegale de instanță și pornind de la principiul tragerii linii și soluționării problemei, în dependență de ce va identifica la ziua de azi Ministerul de Externe, anume din acele cifre să pornim calculul ulterioare anexe. Dacă Ministerul astăzi vine și ne spune că îi poate să asigură 170 de secții și prin asta să rezolvă acele probleme cu 5.000 de voturi, cu 3.000 și ceva de voturi în secții, mi-au fost probleme, părerea mea că noi trebuie să ne axăm, să luăm această soluție ca de bază și să adoptăm acel număr de secții care poate să le asigure Ministerul. Dar 139 și 146 sunt insuficiente și curtea a spus clar că este ilegală această cifră. Curtea a spus... Dacă Ministerul astăzi propune 170,
El va fi... Stimați coleg, orice adoptare a unei hotărâri ulterior expirării termenului 35 de zile este ilegală a priori, că contravine acestui termen. La noi, la ziua de astăzi, avem câteva zile de când s-au format organele electorale. Și a expirat termenul de formare a organelor electorale. O situație inedită, prin care instanța a intervenit în procesul electoral și a recunoscut nul acela. Păi instanța trebuie să spună cum soluționează această problemă. Prin faptul că s-a recunoscut nul acel act, noi trebuie să suprimim acel act cu un alt act, chiar dacă a expirat termenul. Mai coleg, dumneavoastră cunoașteți conform codului administrativ, instanța poate să execute în locul autorității publice. În procedura controlului actelor normative nu poate. Poate? Poate să desemneze persoana pentru executarea acesteia. Vă să desemneze? Nu poate să desemneze. Discuțiile care noi le mai avem la capitolul ăsta cu hotărârea aceasta, care este cum este, repet, deci noi putem să le continuăm, dar domnul Revencu, dacă mai avem întrebări, atât pot colegii care ne-au adresat, să se pregătească. Colegi, eu înțeleg așa, Ministerul de Externe a vehiculat întâi o cifră, 191 de secții, tehnic ar fi posibil de asigurat, da? Nu a spus că asta ar trebui să facă comisia. A zis că, în general, e posibil. Tehnic vorbind, e posibil. După care a dat un aviz la solicitarea președintelui Cimil, în care a spus că 162 de secții conform solicitării e ok. Taman că e mai bine decât dacă noi 191 secții putem asigura, 162 cu atât mai mult. Eu așa am înțeles. Acum, domnul Revencu propune să ne concretizeze încă o dată lista. Asta ce va fi? Încă un aviz sau o completare a avizilor precedente, ca să înțelegem încotro ne mișcăm. Noi modificăm sau completăm hotărârile anterioare, ori emitem o nouă hotărâre, pentru că noi, după mine, hotărârea noastră din 5 iunie nu este anulată. Ea este considerată ilegală în partea în care nu știu ce acolo. Dar restul punctelor din rezolutiv au rămas în vigoare? Au rămas în vigoare. Doar la anex a fost pe locuri considerate ilegal. Nu, dar mai sunt trei puncte. Punctul 2 se referă la constituirea secțiilor de votare, punctul 3 se referă la sarcina Ministerului de Externe să asigure condiții tehnice și așa mai departe. Deci acele puncte nu au fost anulate. Hotărârea propriu-zisă este în vigoare. Și anexa. Doar că anexa, în viziunea curții de apel, nu corespunde avizului. Asta eu înțeleg. Care sunt punctele? Asta deja e altă discuție. Dacă eu, de exemplu, am menționat Federația Rusă. Noi am constituit 17 secții. În lista propusă din 25 mai sunt 23, deci noi trebuie să completăm cu 6 secții. Nu, cerința a fost respinsă, dar logica non-verbală, să zic așa, în concepția curții, asta este. Noi trebuie să completăm până la 23. Așa e? La Seul, unde noi n-am aprobat, trebuie să constituim la Seul o secție de votare. La Helsinki, la Rodos, la și așa mai departe. Eu corect înțeleg. Dumneavoastră doar acum trebuie să îmi spuneți dacă mai este în vigoare posibilitatea tehnică de a asigura... Și ca să răspund întrebarea dumneavoastră, pentru noi sarcina este relativ mai simplă. Da? Noi executăm. În partea ține de logistică. Deci noi, ce ne spuneți, aceea verificăm. Discutând aici, am înțeles că este bine ca noi să verificăm cât mai repede disponibilitățile pentru celelalte, 191, 2, minus 146 câte au rămas, dacă lucrul ăsta mai este fezabil la ziua de astăzi. Da? În rest, noi deja suntem poate mai puțin vizați pentru că oportunitatea acestei partea care ține de oportunitatea acestei decizii, Ministerul de Externe s-a pronunțat, dar decizia și oportunitatea revine numai CEC.
Asta corect, ați menționat doar că Curtea de Apel are alte viziuni, că dumneavoastră ați stabilit numărul de 191, iar noi trebuie să executăm. Eu sunt votat de puterea nostru, dar mai departe, eu ce fac? Poți să mă duc? Sau mai stau să zic? Domnule Vencu, noi vă mulțumim foarte mult. Adevărul e că, ați și spuneți dumneavoastră, că sunteți flatat. Adevărul că în mass media, în spațiu public, se vehiculează foarte mult aprecierile pe care le-ați făcut dumneavoastră la o anumită etapă. Aprecierile, eu pot să cred că nu sunt atât de adecvate la ceea ce a spus dumneavoastră, având o anumită experiență. Și mai cu seamă aprecierile pe care le-a făcut domnul prim-ministru interimar, care a spus 190, 192, dar noi putem să facem lucrul ăsta. Mijloace financiare sunt, probleme nu sunt. De asta și societatea s-a indus problema asta și acum toți spun că suntem obligați să adoptăm